La Centrul Universitar Pitești Politehnica București s-a desfășurat o ceremonie festivă de premiere a olimpicilor din școlile, liceele și colegiile argeșene, participanți la olimpiadele din aria curriculară, tehnologii și educația tehnologică și aplicații practice. La cea de-a doua ediție a festivității, Inspectoratul Școlar Județean Argeș, în parteneriat cu Universitatea Națională de Știință și Tehnologie Politehnica București, Centrul Universitar Pitești prin Facultatea de Mecanică și Tehnologie și Asociația Generală a Inginerilor din România, sucursala Argeș, au premiat elevii care s-au remarcat la concursurile județene și naționale în anul școlar 2023-2024. Premierea a avut loc în prezența conducerii Universității Naționale de Știință și Tehnologie Politehnica București. Este foarte important pentru noi și pentru societatea în general să întoarcem sau să mulțumim un pic sau să întoarcem respectul nostru pentru efortul pe care îl faceți împreună cu profesorii, repet, și părinții în fiecare an. Noi suntem obișnuiți, să spunem așa, cu excelența și ne dorim ca această excelență să rămână în universitate, cât mai aproape de noi și, evident, la Pitești, unde suntem extrem de dispuși să susținem tinerii cu performanțe în perioada următoare. Avem un program special care va veni, a fost la București, anul acesta vine și la Pitești. Copiii cu performanțe speciale vor fi sprijiniți sau sunt sprijiniți și financiar cu burse extrem de generoase în cadrul Centrului Universitar Pitești, unde ne dorim să aducem, repet, excelența, să continuăm să aducem excelența în mijlocul nostru. Domeniul pe care l-ați ales acum și lucrurile fascinante pe care le faceți, sigur vă vor folosi ulterior, cel puțin în viața de zi cu zi. La festivitate au participat profesori din școli, colegii și licee care și-au îndrumat discipolii să participe la olimpiade. 70 de elevi premiați au primit diplome și premii ca simbol al aprecierii pentru eforturile și dedicarea lor. Datorită performanțelor obținute la olimpiadele naționale, liceenii sunt admiși fără examen la Facultatea de Mecanică și Tehnologie din Centrul Universitar Pitești. Participanții, premianții la Olimpiada Națională pot ocupa un loc subvenționat. Noi avem această posibilitate și vă așteptăm să continuăm această colaborare devenind studenții noștri. Evenimentul pune în valoare excelența elevilor din domeniul tehnologiei și evidențiază importanța colaborării dintre mediul educațional și cel economic pentru a sprijini formarea viitorilor ingineri.